nu e ceva nou, nu e ceva ce costă foarte mult, nu e cea mai nouă tehnologie, dar e ceva incredibil, ceva ce poate să facă în casa ta să dea un pic de... îți face casa mai interesantă. Cum? Google Home. Bă, chestia asta a apărut de ceva vreme. Chiar cred că sunt an bun de când a apărut versiunea. Este o chestie pe care eu o vreau în casa mea și vreau să o testez astfel încât să văd cum se împacă atât cu device-urile de la mine din casă, dacă se conectează, dacă se aude bine și mai ales sunt atât de curios cum funcționează cu smart home-ul în general și dacă o să fiți pe fază, neapărat o să fiți pe fază. Pentru asta dați un subscribe acolo și clopoțelul ăla minunat ca să vedeți în continuare, pentru că voi testa Google Home-ul și nu numai ăsta, împreună cu niște întrerupătoare, prize, chestii pentru a face casa smart și cât mai ieftin. Asta, despre asta e vorba pe canalul ăsta. Zic să trecem la desfăcut. Bine, în primul rând aici avem un adaptor. Ador despachetatul. E cea mai bună parte din toată treaba asta. Despachetatul. Bun. Google Home Mini. Aici avem câteva chestii pe care le putem întreba sau putem spune Google-ului să ne ajute cu. Vedem mai târziu. Câteva detalii. Neimportant. Oh vai. Stai că nu mă așteptam să-l văd din prima. Îmi plac surprizele. Îmi place să lungesc momentul ăsta cât mai mult. Ok, stai că nu mă uit. Probabil voi ați văzut deja până acum. Uai, ceva material. Pare a fi ceva textură din material, nu pot să-mi dau seama. Ok, avem microfonul, care probabil e un switch on-off. Portul de încărcare, care pare a fi un micro USB. Mai avem un buton aici. Mai este un buton care habar nu am ce face. Deci, e clicky, se apasă, dar habar nu am ce face. Mi-am dat seama în momentul în care editam videoclipul că nu v-am zis totuși ce face butonașul ăla de sub Google Home. Este butonul de resetare a Google Home-ului. Nu scrie nicăieri, nu am găsit nici în cărțile. Nu avem, de fapt, cărți tehnice, sunt 3 pliante și nu conțin nimic. Deci dacă vreți să vă resetați device-ul, țineți apăsat câteva secunde și se rezolvă. Am găsit asta pe net. Acum să continuăm cu editatul. Vedem în continuare. Carte tehnică, bineînțeles că avem carte tehnică. Let's get started, get to know your Google Home Mini and be safe. Well, asta da, chestiile astea îmi plac. Și încărcătorul, ca design arată incredibil. Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Deci am încercat la priză de USB, nu merge, trebuie neapărat în priză normală. Did you hear the sound? Yep, am auzit. Where is this device? Office. And it's connected. Set up a language. O să lăsăm engleză, pentru că japoneză, franceză, germană sunt una din specialitățile mele, dar nu vreau să fac asta. Hi, I'm your Google Assistant. I can quickly walk you through some of the things I can do. Wanna hear them? No. No problem. If you'd like to do the tutorial again, just ask for it at any time. Bă, dar ce tare se aude! Ok, aș vrea totuși să testez puțin muzică. Ia să vedem dacă poate să ne pună ceva. Ok, Google. Play some music. Playing some music on Spotify. You can always feel free to ask, what song is this? We go together. Ok, Google, pause the music. Ok, Google, resume the music. Follow you through the dark and get into some of my brain. Turn the volume down to 50%. Sorry, the max volume is only 10. So, what level do you want to set it to? 5. S-aude. Ok, trebuie să mai încercăm niște chestii. Deci muzica e genială, aude incredibil de bine chiar și când îi da volumul. Hai să încercăm o chestie. Ok, Google, set the volume up to 10. Ok, Google, play some music. Pregătiți-vă că o să fie tare. All right, here's some music on Spotify. Ok, Google, cum mă aude? Incredibil. Incredibil! Hai să mai încercăm niște chestii. I'm not sure.
Okay, Google. What's the weather today in Celsius? In IASI tonight, it's predicted to be 14 degrees Celsius with rain. Currently it's 17 and mostly cloudy. Okay, Google. Tell me a joke. What did the vinaigrette say to the refrigerator? Close the door, I'm dressing. What did the vinaigrette say to the refrigerator? Close the door, I'm dressing. What did the vinaigrette say to the refrigerator? Close the door, I'm dressing. What the actual f*** was that? Și mai sunt curios de încă o chestie. De la ce distanță îmi recunoaște vocea? Sunt în celălalt colț al studioului și o distanță de vreo 3 metri, să zicem, până la device. Ok, Google. Băi, și cam asta e cu device-ul ăsta. Genial. Deci mie mi se pare genial. Face o treabă excelentă și de-abia aștept să văd ce mai poate face. Dar asta într-un video următor. Nu uitați să dați un subscribe și să apăsați clopoțelul ăla pentru notificări, că o să vină câteva clipuri și mai interesante. Dar până atunci, merită ceva fain. Merită un birol ca lume. Pa! Okay, Google.